Când vom avea rectificarea de buget în luna iulie, vom propune Consiliul Local ca acea sumă pe care Primăria Municipiului Brăila a alocat-o în vederea asocierii să o distribuim pe o altă lucrare de investiții în Municipiul Brăila. Dumneavoastră personal și ca instituție, ca primărie, vă mai doriți ca în Consiliul Local Chistan să fie repus pe ordinea de zi proiectul pentru asociere? Nu cred că va mai fi posibil. Eu mi-am dorit foarte mult acea asociere în vederea dezvoltării unei zone. Noi respectăm deciziile instanței, nu ne-am dorit niciodată să luăm ceva cu forța de la o altă unitate administrativ-teritorială. Le respectăm și decizia în această situație. Îmi pare foarte rău că dânsii nu și-au dorit asocierea. Ar fi reprezentat o dezvoltare a stațiunii Lacul Sărat cu banii municipiului Brăila și ai Consiliului Județean. Acum le rămâne în totalitate această oportunitate de a investi acolo. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi fost benefic să o facem împreună, urmând ca roadele să le culegem cu toții, ei în ceea ce privește încasarea taxelor și a impozitelor locale, iar noi din a beneficia din turismul care vine în Lacul Sărat și ajunge și în municipiul Brăila. Ați mai discutat cu primarul? Nu am mai discutat, cred că subiectul acela este închis, noi trebuie să mergem mai departe. Nu ne putem bloca pe subiectul stațiunii Lacul Sărat atâta timp cât ei nu-și doresc. Dar credeți că vor putea face stațiunea sau vor putea schimba la față? Nu știu, rămâne să demonstreze. Dar era mai lipsat tic ca liberalii să fie convinși. Ei au solicitat un amendament, anume să în acea asociere să fie trecut acel amendament era doar un joc de imagine, pentru că în momentul în care ei... Dar consilierul la oaltă cu PSD-ul. Acel amendament era un joc de imagine, având în vedere faptul că în momentul în care ei aprobau un statut diferit față de cel al municipiului județului Brăila, noi trebuia să reluăm procedura de vot atât la municipiul Brăila cât și la județul Brăila, cu atât mai mult cu cât acel amendament nu și avea rostul, având în vedere faptul că era o asociație de dezvoltare și nu era o asociație care urmărește asocierea în vederea colectării taxelor și impozitelor locale, acelea rămânând în continuare la Comuna Chiscani.